Hei, salutare! Azi vreau să discutăm despre produse testate recent, produse noi apărute pe piață sau produse pe care eu le-am descoperit în ultima vreme, care mi-au plăcut foarte mult și despre care vreau să vă povestesc și vouă. Nu am mai vorbit de mult despre produse testate recent și s-au adunat câteva. S-au adunat câteva atât de la capitolul make-up, cât și de la capitolul îngrijirea părului, cât și îngrijirea tenului. Așa că vreau să încep cu produsele pe care le-am descoperit destul de curând, de aproximativ 2 săptămâni, pentru îngrijirea părului. Așa cum vedeți, sunt blondă și acordă o îngrijire specială părului meu. Am grijă să folosesc produse cât se poate de bune și încerc să schimb periodic șamponul, masca, pentru că este recomandat ca odată la câteva luni să schimbăm produsele pe care le folosim de obicei. M-am dus într-o zi la un magazin de specialitate și am căutat printre rafturi să văd ce face cu ochiul, ce s-ar plia așa pe nevoile părului meu. Bineînțeles că sunt produse destinate îngrijirii părului blond, dar vreau să vă spun despre ele, poate aveți și voi nevoie de ceva de genul. Acesta este un șampon de păr, se numește Superplex. Este așa în cantitate din asta mare, am și vrut să fie în cantitate mare, pentru că mi se termină foarte repede și nu-mi place să tot cumpăr din alea micuțe, vreau să cumpăr unul mare și să-mi ajungă. Bine, asta este un șampon care se adresează mai mult, vă și citesc ce scrie pe ambalaj. Este un șampon cu keratină, cu acțiune de regenerare și protecție a firului de păr. Este destinat unui păr vopsit, decolorat și șuvițat. Ce mi-a plăcut la acest produs este faptul că ei spun că nu conține parabeni. Iar în ultima vreme am încercat să folosesc produse care nu conțină parabeni sau parfum sau alte ingrediente din acestea despre care știi cu toții că sunt nocive. Și am încercat să le înlocuiesc produsele pe care le folosesc cât se poate de des. Nu știu, cremele de corp, șamponul, gelul de duș. Am încercat să cumpăr aceste produse care cât de cât sunt mai ok. Acum, cu siguranță nu sunt întru tot ok, dar poate că sunt mai puțin dăunătoare față de altele care conțin toate acele nebunii. Și asta este special pentru părul vopsit. Este un șampon care nu scoate culoarea din păr, nu scoate nuanța aceea de blond și conține și keratină. Să știți că face spumă încă de la prima aplicare, gen trebuie să puneți foarte puțin pentru că face spumă foarte repede. Am să încerc să vă caut un link să vedem dacă găsesc, astfel încât dacă sunteți curioși să-l încercați și voi. Mergând mai departe, tot la capitolul păr, tot din aceeași gamă sau, mă rog, tot de la același brand Superplex, am descoperit acest șampon pentru păr galben. Acesta este un șampon care neutralizează nuanțele gălbui, acele nuanțe urâte ale blondului. Știți foarte bine că după mai multe spălări, nuanțele frumoase din blond tind să iasă și trebuie să folosim un șampon din acesta violet care distruge și elimină nuanțele dentele acelea de nuanțe galbene. La fel mi-a plăcut foarte mult și asta pentru că zice că nu conține parabeni. Este într-adevăr mov. Când îl deschidem are culoarea mov și miroase foarte bine. Și asta miroase foarte bine și șamponul miroase foarte bine. Sincer, pe asta nu l-am folosit decât o singură dată și nici nu l-am ținut mai mult de, cred că maxim 2 minute l-am ținut pe păr. Și nu l-am ținut pentru că eram proaspăt nuanțată la păr, așa că nu am vrut să îl fac foarte violet. O să-l încerc mai mult timp să vedem într-adevăr cum își face treaba. Până acum, sincer, nu pot să vă zic că a fost nici rău, nici bun. Tot din aceeași gamă, însă un produs pe care îl găsim în toate supermarketurile, este un produs tot așa pentru părul blond și s-a lansat foarte curând de cei de la L'Oreal și este vorba despre acest șampon pentru păr blond, decolorat, gri sau cu șuvițe. Acesta tot așa elimină acele nuanțe de galben care ne deranjează foarte mult. Miroase foarte bine, asta mi-a plăcut foarte mult. Păcat că nu simt că sunt foarte înfundată la nas, dar atunci când l-am primit, la momentul la care l-am primit, nu eram înfundată la nas și am putut să miros și vă spun sincer că miroase foarte bine. Îl găsiți în toate magazinele și prețul lui este destul de micuț, nu știu, în jur de 30 ceva de lei, cred. Nu vreau să mă înșel, dacă greșesc, vă rog frumos să mă iertați, dar oricum nu este mai mult de 50 de lei ăsta. Ăsta este, să scăpă și zic, ăsta este 55 de lei, 54,90.
iar șamponul este 140 de lei. Așa. Cele două șampoane le găsiți la magazine de specialitate, la magazine unde se vând produse profesionale pentru păr, iar acesta îl puteți găsi în toate supermarketurile unde vă faceți voi cumpărăturile, căutați acest produs pentru că sigur o să-l găsiți. Și trecem acum mai departe la capitolul ten și să vă arăt și care sunt produsele pe care le-am descoperit pentru ten și care îmi plac și pe care le folosesc în ultima vreme. Cea mai folosită, cea mai iubită și cu siguranță o cunoașteți cu toții pentru că toată lumea vorbește despre ea, este despre el, de fapt că este un ser pentru față de la Estee Lauder Advanced Night Repair. Eu nu l-am avut până acum, este prima oară când îl achiziționez, da, este destul de scump, sincer, dar este genial. Știu că ați auzit foarte multe lucruri bune despre el, dar pe bună dreptate ați auzit acele lucruri despre el, pentru că este un produs foarte, foarte bun. Pun seara după ce m-am demachiat, după ce m-am spălat pe față, îl aplic în mai multe puncte și masez până intră în piele, apoi folosesc o cremă hidratantă, pentru că asta nu are efect neapărat de hidratare, ci de reparare. Este foarte tare. Nu vă mai spun foarte multe lucruri despre el, pentru că sunt sigură că ați auzit deja de toate părțile de el. Am zis că mă, hai să-l încerc și eu, dacă toată lumea zice că este chiar așa de bun, vreau să văd dacă este chiar așa de bun și da, este absolut genial, deci merită toți bani, cel puțin pentru mine. Acum, probabil că nu pentru toată lumea este la fel și probabil că toate produsele astea pe care vi le prezint eu se poate întâmpla ca unele mie să-mi placă foarte mult și pentru mine să fie foarte bune, iar pentru voi să nu aibă același efect, așa că țineți tot timpul în minte chestia asta. Următorul produs, mă rog, ăsta ar trebui să fie primul produs care îmi place cel mai mult, pentru că, sincer, am terminat două și urmează să-mi cumpăr al treilea. Este vorba despre această cremă de față de la Estee Lauder. Este o cremă revitalizantă, anti-aging și intens hidratantă. Nu știu, mi-a plăcut, n-am cuvinte pe bună. Asta este, cred că, cea mai bună cremă pe care am folosit-o eu până acum. În ultima vreme am avut un ten destul de uscat, simțeam nevoia să-l hidratez constant, de fiecare dată după ce mă spălam pe față, de 2-3 ori pe zi foloseam această cremă. Bine, am și folosit-o foarte repede, că nu este gramaj foarte mare. Este pentru toate tipurile de piele și se folosește foarte bine cu acest ser. Este combinația ideală să folosiți serul și apoi să folosiți această cremă. Poate să fie aplicată atât dimineața cât și seara. Eu am aplicat-o mai mult dimineața, seara am aplicat o altă cremă. Mi-a plăcut teribil de mult, deci nu știu cum să vă spun. Eu, până să descoper crema asta, nu îmi dădeam seama de diferențe majore între creme. Nu mi se părea că unele sunt mai hidratante decât altele sau, nu știu, mi se părea că toate își fac treaba. Dar după ce am descoperit-o pe asta, efectiv, nu știu, este o cremă foarte, foarte bună și chiar își merită toți banii și asta. Este goală, ca să vedeți că am și terminat-o deja, pentru că am folosit-o non-stop de când am primit-o. Prima oară am primit-o ca o mostră, când mi-a cumpărat fondul de ten de la Estee Lauder și a venit și ea într-o cutiuță mai micuță și am folosit-o atunci prima oară și am zis, mă, cât de tare e crema asta, vreau să o cumpăr și am cumpărat-o din nou, am cumpărat-o așa în dimensiune mai micuță și cred că o să mi-o cumpăr la full size. Tot la capitolul creme, pentru că, da, cremele și îngrijirea tenului ocupă un rol foarte important în viața noastră sau în viața mea cel puțin, pentru că nu ai cum să ai un ten frumos dacă nu te îngrijești de el și dacă nu aplici ce trebuie și dacă nu-l cureți și dacă nu-l hidratezi și, mă rog, știți povestea. La capitolul cremă de noapte, v-am mai spus de brandul ăsta de Eisenberg, un brand de care sunt foarte, foarte încântată. Asta este crema iluminatoare de noapte. Este o cremă destinată tenului tânăr, să zic așa, pentru că este o cremă iluminatoare și efectiv are efect de iluminare a tenului. O aplic pe toată fața după ce am folosit acest ser de la Estee Lauder. Este un fel de tratament. Regenerează și iluminează și da, este și hidratează, evident. Este un produs foarte fain. Miroase și foarte bine. Îmi place foarte mult. Asta este un trio care vine cu această loțiune demachiantă. Asta este următorul produs de care voiam să vă povestesc. Este o loțiune demachiantă ca o fel de cremă. Eu o aplic frumos pe degete, masez toată fața cu ea și apoi spăl fața cu apă. Și asta este tot cu efect de iluminare, destinată mai mult tenului tânăr, dar este pentru
pentru toate tipurile de ten. Aceste două sunt din aceeași gamă și ambele au acel efect de iluminare. Mie îmi place foarte mult acest brand, Eisenberg. Este brandul pe care îl folosesc eu pentru îngrijirea tenului seara. Îmi place foarte mult această gamă de iluminare care se folosește, seara. Mai am de la ei o cremă de contur pentru ochi, despre aia v-am mai povestit într-un clip cred că de acum 2 luni. Pe acelea le folosesc constant, încă le folosesc în fiecare seară, dar am zis că nu vă mai spun despre ele, că deja v-am spus, dar astea sunt descoperiri recente și sunt extrem de mulțumită de ele. Cam acestea sunt produsele pentru ten pe care eu le-am descoperit în ultima vreme și despre care am dorit să vorbesc câteva cuvinte. Urmează să trecem la produsele de make-up care s-au lansat recent sau pe care le-am descoperit eu recent. Voi începe cu 3 produse care s-au lansat recent și anume unul care îmi place foarte mult. Este vorba despre această pomadă pentru sprâncene de la Maybelline. De când am primit gelul ăsta, sau nu știu cum să-i spun, pomadă, așa se ar veni tradus, Tattoo Brow Pomade, de când am primit pachetul PR, package-ul în care era prezentat produsul ăsta, de atunci îl folosesc non-stop și asta cred că este cam de o lună, aproximativ 3 săptămâni, o lună, ceva de genul. Oricum se vede că este folosit pentru că l-am folosit non-stop. Vine în 3 nuanțe, eu am ales nuanța cea mai deschisă, nuanța Taupe, cred că așa se pronunță, nu știu cum se pronunță, dar dacă greșesc, vă rog să mă scuzați. Și alături de această sticluță cu produs vine și o pensulă care are, cum vedeți, 2 capete, capătul acesta cu ajutorul căruia puteți să aplicați produsul și acest cap cu ajutorul căruia puteți să periați sprâncenele. Eu mă folosesc foarte des de produsul ăsta. Îmi place foarte mult că are o consistență foarte cremoasă și ușor de lucrat cu ea. Poți să-ți faci foarte frumos golurile din sprâncene. Eu am niște goluri, mai ales în partea asta și nu știu dacă se vede, dar acum nu mai am goluri. Pentru că mi le-am umplut cu acest produs care îmi place la nebunie. Și cam așa arată sprâncenele mele. Acum sunt făcută cu acest produs și de fapt, de când am primit produsul ăsta, îl folosesc non-stop și sunt extrem de mulțumită de el. Mă bucur că l-am descoperit. Îl găsesc la un preț foarte, foarte bun, cam în toate supermarketurile unde găsiți brandul Maybelline, oriunde vă faceți voi cumpărăturile. Chiar vă recomand să încercați produsul ăsta pentru că la banii la care îl găsiți, să știți că își face treaba de nota 10. Este un produs comparabil cu alte branduri de tip high-end care sunt poate de 3 ori mai scumpe și fac exact același lucru ca și acest produs. Alte două produse care s-au lansat foarte recent sunt aceste două mascara. Aceasta este de la Maybelline. Este o mascara care se numește de fapt Snapscara, care spune că se aplică foarte repede și la fel de ușor se și dă jos, la fel de ușor se și demachează. Am încercat-o și eu, într-adevăr este o mascara care se aplică foarte ușor pentru că are o perie destul de mare, ca să zic așa. Și într-adevăr se aplică destul de ușor. La fel de ușor se și dă jos pentru că nu este rezistentă la apă și puteți să vă demachiați foarte, foarte simplu, nu trebuie să tot frecați acolo genele ca să se ducă mascara jos. O altă mascara, pentru că și asta s-a lansat recent și am zis că vreau să vă povestesc și despre ea, este această mascara Unlimited de la L'Oreal, cam așa arată. Ce este diferit la mascara asta? E bine, pensula care face chestia asta, stați să vă arăt. Așa, vedeți? Efectiv, se îndoaie pensula. Nu este rezistentă la apă, dar vine și în varianta de rezistentă la apă. Eu am pe cea care nu este. Să știți că mie îmi place foarte mult cum poți să te faci la genele de jos, pentru că efectiv o îndoi și foarte ușor îți machezi genele inferioare cu acest produs. Produs care îmi place foarte mult, pe care l-am descoperit în state, dar n-am apucat să vorbesc despre el, este acest concealer de la Tarte. Sigur ați mai auzit de el, nu este un produs nou, însă și-a schimbat puțin ambalajul și arată cam așa. Este un concealer care zice că nu creează acele, sau mă rog,
ajută să nu se creeze acele riduri fine, care știți voi foarte bine că dacă ți aplici un strat de concealer se strânge produsul sub ochi. Eu mereu am problema asta și chiar dacă folosesc pudră, bineînțeles că folosesc pudră ca să setez, dar tot după câteva ore tot se strânge produsul și arată puțin inestetic. Ei bine, asta zice că este special conceput ca să nu se creeze acele cute sub ochi și să nu se strângă produsul sub ochi. Sinceră să fiu, mie mi s-au creat acele cute sub ochi și chiar dacă am folosit acest produs, dar cu toate acestea îmi place foarte mult concealerul ăsta, a devenit în foarte scurt timp preferatul meu de când l-am îl folosesc non-stop. Iluminează foarte bine zona de sub ochi, acoperă foarte bine cearcănele, numai că într-adevăr se strânge și acesta. Poate că nu se strânge la fel de tare ca alte produse, dar tot o face și nu pot să vă zic că nu o face dacă la mine este așa. Mergând mai departe, un produs care este foarte hidratant și este așa basic, pe care toată lumea trebuie să-l aibă în geantă, este acest lip balm de la Nashi. Probabil că ați mai auzit de Nashi, au acele uleiuri de păr și produse destinate îngrijirii părului mai mult. Mie mi-a plăcut foarte mult uleiul de păr de la ei, l-am mai folosit de câteva ori, înainte să-l folosesc pe cel de la Moroccan, și am zis că vreau să încerc și acest lip balm. Am zis că nu vorbesc mult, dar cred că iarăși am vorbit prea mult. Astea ar fi câteva dintre produsele pe care le-am descoperit eu în ultima vreme. Unele dintre ele, v-am spus, sunt lansate rece pe piață, altele sunt lansate mai de mult, dar sunt noi pentru mine, pentru că eu le-am descoperit de curând. Și pentru că am intrat într-o lună nouă, vreau să vă spun și care este giveaway-ul pentru luna martie și ce trebuie să faceți ca să câștigați acest giveaway. Să dați subscribe canalului meu de YouTube, dacă nu ați făcut-o deja, evident, dacă ați făcut-o, intrați automat în concurs. 2. Să lăsați un comentariu la acest clip sau la oricare clip. Cu cât comentați la mai multe clipuri din perioada asta, cu atât aveți șanse mai mari de câștig, pentru că, așa cum știți deja, voi alege la întâmplare un clip de această perioadă, iar de la acel clip alegem la întâmplare o persoană care va câștiga. Și care va fi acest giveaway? E bine, mă gândeam să fac așa un colet mai mare cu mai multe produse atât de make-up cât și de îngrijire. Printre acestea voi oferi și câteva dintre produsele despre care am vorbit astăzi, un fard de sprâncene, câteva rujuri de la Estée Lauder, niște farduri de ploape de la Estée Lauder, ponul și vor mai fi mai multe surprize în pachetel. Am să vă dau mai multe detalii pe Instagram, așa că nu uitați să-mi dați follow acolo. Tot ce pot să vă urez este succes și așteptam să vedem cine va fi norocosul sau norocoasa câștigătoare. Așa că o să încheiem aici clipul de astăzi. Sper ca până data viitoare să-mi treacă alergia asta și să nu mai vorbesc așa pe nas cu voi. Și până ne vedem data viitoare, nu uitați că ne întâlnim mai des pe rețele de socializare, link-uri găsiți în descriere ca de obicei. V-am lăsat, v-am pupat, vă doresc o primăvară frumoasă. Pa, pa!